Elevii ai secției de muzică de la Liceul de Artă din Ulipati au susținut un recital de pian la Centrul Cultural Pitești. Coordonați de profesoara Clementina Dionisie, micuții au făcut dovada unui real talent, dublat de o temeinică pregătire susținută, bineînțeles, și de părinții lor. Manifestarea s-a dorit a fi un preambul la cursul de pian, pe care profesoara Clementina Dionisie îl va relua din toamnă la Centrul Cultural Pitești. Aș dori ca acest curs de pian să se numească Prietenul meu Pianul, pe care l-am inaugurat, de fapt, acum 2 ani, când în această seară, în această sală, cu grupa de preșcolari de la noi, de la liceu, am făcut o audiție. Cred că țineți minte, ne-ați și televizat. Interpreții de astăzi sunt reprezentanții ai grupei de preșcolari de la noi, de la Liceul de Artă, sunt reprezentanți de la grădinițele partenere cu care noi suntem parteneri, sunt reprezentanții copiilor de la școala noastră, de la Liceul de Artă și de la școlile cu care noi suntem parteneri. Dar totodată ne bucurăm și de 2 fetițe, să vorbesc în termeni populari, pe care le-am moștenire și am să le chem aici lângă mine, Teodora Paconțu și Teodora Sândulescu, pe care le-am moștenire de la Centrul Cultural. Deci cu aceste 2 micuțe pianiste, eu aici, în această sală, m-am întâlnit.